Bă, da, este, este, este. Domnul profesor, suntem șase, suntem exact șase. Hai. 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 Păi nu are nimic. Păi lasă să treacă pe domnul ăsta, dacă e bine așa. Păi ne aflăm la sărbătoria celor 35 de ani de la terminarea facultății, da? Și avem în față o pleiadă de profesori care ne-au învățat carte și trebuie să încep cu prezentările cu domnul decan. Deci, la pupitru se află domnul profesor universitar dr. Nicolae Sichigea, actualul decan al Facultății de Științe Economice, facultate care acum se cheamă Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor. Domnul decan, decan, pentru mine tot decan a rămas, domnul decan, profesor universitar dr. Dumitru Constantinescu. Domnul decan, profesor universitar dr. Lucian Mușă. Domnul prorector, profesor universitar dr. Tudor Hobean. Domnul șef de catedră, domnul șef de catedră sau șef de departament, domnul profesor, profesor universitar dr. Constantin Roșca. Și profesorul universitar dr. Dar și dânsul a fost șef de departament și șef de catedră la departamentul de matematici aplicate, profesorul nostru drag și scump, profesorul universitar dr. Petre Stavă. Păi, acestea fiind zise, înainte de a intra, zic eu, în momentul deosebit, mi-aș permite ca în amintirea profesorilor care nu mai sunt și a colegilor care nu mai sunt, să păstrăm un moment de reculegere. Am terminat 94 de absolvenți, împărțiți pe 4 grupe, grupa 1, grupa 2, grupa 3 și grupa 4. Eu am adus de la arhivă componența grupelor și m-am gândit ca prezența să o strige pe fiecare grupă câte un cadru didactic care a lucrat cu noi. Ați zis și mie 5 minute asta. Dacă sunteți de acord. Așa? Așa. Eu vreau să vă urez bine ați venit în spațiile facultății și eu sunt aproximativ aceeași promoție cu dumneavoastră, am terminat în 78. Între 81 și 86 am fost șocat de didactic asociat, dată la finanță, la secția de finanță și contabilitate. Da? Ce vreau să vă spun, că dumneavoastră aveți o vârstă frumoasă, 35 de ani. Da? Da. Facultatea noastră anul ăsta a intrat în al 53-lea an. Chiar am avut sărbătoarea zilele facultății săptămâna trecută. Și ne mândrim că de la această facultate, de-a lungul timpului,
din 70 a fost faată prima promoție, nu? 71. 71. Două promoții. Două promoții în 71. Cu 5 ani și 4 ani. Au absolvit peste 37.000 de absolvenți economici. Da? Mă rog, care au lucrat și unii lucrează și acum în toate posturile, chiar și în posturi cheie, da? Din firme, din instituții publice, chiar și din administrația publică. S-a diversificat programa de studiu acum, da? Sunt mai multe programe, practic s-au cărămițat, dar dacă suntem acum aici și aș vrea pe domnul profesor, să e părerea mea personală, da? Chiar dacă sunt acum în această calitate la Facultatea de Economie, eu mereu le spun la colegii noștri că numărul de programe de studiu trebuie să rămână cam la 4-5. Deci astea sunt programele, de exemplu, în asta se termina managementul, da? Da, economie. Economie industrie, da? Acolo management. Acum avem management, avem economia comerțului, transportului, avem marketing, da? Deci, părerea mea că secțiile mari care au fost odată, nu mai este cazul cu economia agrară, pentru că vedem ce s-a întâmplat cu agricultura în perioada asta. Dar eu zic că au fost niște secții de la care noi am învățat și dovada este că am și reușit în această perioadă. Eu vă doresc multă sănătate, să veniți mereu cu drag, da? Și să țineți aproape de noi. Chiar vreau să vă spun că și am făcut apel la colegii noștri. Noi am activat pe site-ul facultății noastre, care e foarte ușor de ținut minte, faa.cv.ro, Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor, Universitatea din Craiova.ro. Da? E foarte ușor de ținut minte. Secțiunea alumnii, în care avem absolvenți de-a lungul timpului, care își prezintă un scurt testimonial acolo, dar ce au făcut în perioada asta, și ne bucurăm ca să îi popularizăm și noi, să vadă și colegii mai bine, pentru că sunteți exemple de urmat. Eu vă doresc multă sănătate și să vă întâlniți mereu. Drag. De acum înainte le propun anual. Eu să le propun astăzi ca să ne vedem anual. Da, cel mai bine. Da. Mulțumesc, domnule decan. După domnul decan, trebuie să vă informez că în urmă cu o săptămână, de Sfântul Duminică, a avut loc la inițiativa conducerii facultății din prezent, a domnului decan în principal, o întâlnire sub pretextul că s-a organizat un simpozion dedicat în cel de-al 53-lea an de învățământ de economie la Craiova, o întâlnire cu toate cadrele didactice, îndeosebit cu pensionari. Deci nu e prima întâlnire sub cupola universității, ci a mai fost una în urmă cu o săptămână. Și după ce m-am mai spus câte ceva fiecare dintre cei ce prezidau spre reuniunea, domnul decan zice, am vrea să ne întâlnim mai des, dacă mai e cineva din sală care mai vrea să mai nică două vorbe și eu stăteam cam cu ei uți aici, nu era în altă sală, sala alegerii Mihai. Și am găsit pretextul, zic, doamne, că dacă tot ne-am întâlnit de Sfântul Dumitru și vrea să ne întâlnim mai des, ne întâlnim și de Sfântul Nicolae. Dumnezeu Nicolae, înseamnă că în curând vom avea o altă întâlnire. Și suntem și noi invitați? Da. La noastră, da. Hai să zic și eu câteva cuvinte. Da. Hai, asta așa ca șef, fost șef de grupă. Ce am să vă spun, nu va fi. Sau se încadrează în dictonul, nu în mult aset, multum. Și ca să fie așa, vă spun numai atât. Seria voastră, inclusiv seriile de până în 87-88, când a început decăderea economică a țării, până atunci,
sunt bine repartizate în țară, în posturi. Acum, după 92-93 în special, eu am ieșit la neactivitatea Universitară Abia la 74 de ani, în 2008. Deci cunosc bine de 90 până în 2008. Nu mai au avantajele pe care le aveați înainte. Au alte avantaje, dar din cauza reducerii la 3 ani s-a produs o bulversare. Recunoaștem sau nu, asta e realitatea. O bulversare care n-a făcut bine nici economiei, și vedem, n-a făcut bine nici sănătății, și vedem, în spitale de stat e dezastru. E dezastru, nu altceva. Te duci sănătos și pleci bolnav de microbi de acolo, de bacterii, de pereți. Cazul concret, acum. Avem o decădere și în starea psihică a societății. Așa cum vedeți, nu vorbesc un vânt. Știți că eu am fost un bun observator, nu mă laud, asta e realitatea, că altceva n-am știut să fac. Un bun observator al vieții cetății în care trăiesc. Inspirat de filozofia veche, că un om al cetății este acela care cunoaște viața cetății. Și filozofia veche este cea mai naturală filozofie. Cea nouă am studiat-o și pe ea, departe de cea veche. Cea veche era inspirată numai de natură și existență. Cea nouă e infiltrată cu modernități, politică, etică, etică. Da. Când politica conduce o țară, atenție, conduce, am zis, nu că nu trebuie să fie, se aplică următorul principiu. Încă din mari gânditori au fost mulți care spuneau așa. Ce este politica? În mod normal, în mod curent, normal, mulți dau un răspuns banal. Păi este o, nu știu ce. Nu, nu este o curvă. Politica este o artă. Arta de a lua votul de la cei săraci cu bani de la cei bogați, promițându-le și unora și altora protecție unul împotriva altuia. Asta e politica. Rețineți-o ca definiție și vedeți că e concretă. Cu asta poate mi se pare curios, dar așa am fost. Al meu modus operandi e un rezultat, e o deducție din al meu modus vivendi. Sau cum se spune în poporul român, n-are lecuire năravul din fire. Cu asta, viva promoția voastră, viva profesor! Mulțumim! Domnul profesor a omis poate ceva, da? Nici eu nu știam chiar foarte bine, deci are o carte de vizită extrem de bogată, în câte comitete științifice internaționale pe toate continentele, nu? Și să știți că are și o vitalitate de invidiat, pentru că la săptămâna noastră de săptămâna de la întâlnirea noastră de săptămâna trecută, domnul profesor a fost cel care la un moment dat a ieșit la rock and roll. Da. E singurul dans modern
care mi-a plăcut pe timpul lui Elvis, când a lansat. Ne demonstrați diseară, domn profesor. Da. Și, și care îmi place. Celelalte, dar ăsta îl voi juca și, cum se spune, în catafalc. Da. Nu credem până nu vedem, vă așteptăm diseară. Da. Mulțumesc. Înainte de a începe strigarea catalogului, într-adevăr, și poate eu... Poate mai vor să mai spună așa. Da. Deci să dăm cuvântul și celorlalți, domn profesor, înainte de strigarea catalogului, să ne spună câteva cuvinte. Bun, să facem invers pe aia mea. Să strigăm catalogul. Să strigăm catalogul, să vedem fiecare, da. Unde este. Da. Am înțeles. M-am gândit că la grupa numărul 1, catalogul să fie strigat. Eu de domnul profesor Constantin Roșca, cred că am greșit data trecută când am zis, poate zis eu Roșca, nu Constantin Roșca, care, atenție, acum o săptămână, da, pe data de 5 octombrie, am împlinit frumoasa vârstă de 85 de ani. Iar sala în care ne aflăm, dragii mei colegi, știți voi, da, făceam cursul de mai ales laboratorul de ergonomie a muncii. Sală concepută sub conducerea domniei sale. Dar vrei să corectez pe Iliuță Mutică? Nu, n-ați făcut lucrările practice de laborator, de ergonomie, aici. N-ați făcut sus. Știu, dar aici, sala asta s-a amenajat mult mai târziu. Da. Mult mai târziu. Bine, cursul, laboratorul sus, iar cursul ținea la 233. Da. Bun. Să începem catalogul. Probabil că în calitate de decan de vârstă mi-ați dat cuvântul primul, da? Domn profesor, din toate punctele. Va juca pe măsură ce veți spune prezent, să ne spuneți câteva cuvinte și despre evoluția dumneavoastră, despre carieră, despre familie. Ne-ar bucura în mod deosebit să aflăm cât mai multe despre dumneavoastră. Faptul că vă aduceți mereu aminte de noi, vă aduceți mereu aminte de facultatea în care v-ați desăvârșit pregătirea profesională, nu mai e nevoie să o spuneți, pentru că prezența dumneavoastră grește de la sine. Și deci, problemele celelalte pe care nu le știm. Și să începem. Colegul Mitiță Constantinescu mă invită să iau loc, gândindu-se probabil la alte considerente. Eu în vremea activității mele am avut niște probleme mai deosebite. Prin 82, în secolul trecut, vreau să spun, neavând ce să fac, am făcut un infarct. Și pare mi se că și dumneavoastră ați făcut parte din promoția la care eu n-am participat la absolut toate activitățile din partea a doua a anului de studii. Așa dar, în principiu, eu nu mi-am întrebat activitatea. Am fost în permanență în activitate și nu mi-am ținut cursul decât din poziția ortostatică, discutând în termeni ergonomici. La vremea respectivă, un coleg de la altă facultate, puțin mai vârstă decât mine, a avusese aceeași problemă de sănătate. Era vorba de profesorul Trăistaru de la filologie. Și era decan la facultate și trecea să mai vadă cum se desfășoară activitățile. Și la un moment dat deschide ușa în sala în care eu țineam cursul. Și bineînțeles că eram așa. Știa de situația mea, avusese și dânsul o problemă asemănătoare și foarte alarmat. Costache, ca așa îmi spunea. Ce Costache? Tu nu-ți dai seama, noi suntem așa cum suntem, cârpiți, nu ala chestii. Măi, eu de când am avut problema,
nu mi-am ținut cursul decât din poziția așezată. Ce vrei, măi? Să caz în fața studenților? Nu mi s-a întâmplat, n-am făcut-o și mi-am continuat activitatea asta. Deci, stimate coleg, stimate domnule Bucan, Mitiță Constantinescu, dați voie să strâng catalogul din poziția în care mi-am desfășurat activitatea în toată. Vă dorim să fiți mereu consolidat în poziția așezând. Dacă mi se întâmplă eventual ceva, Doamne Dumnezeu, am un sprijin aici, al doilea sprijin din Dace, așa că mă așează pe scaun. Da. Să începem. Și încă o precizare care o făceam de fiecare dată când la vremea respectivă să striga catalogul. Nu? Da. Și eu făceam precizarea. Absenții să se ridice în picioare. Bălașa Mihaela. Absenții consemnează decanul Bușe, domnul profesor. Nu stai, domnul profesor. Da, da, da. Domnul profesor.